Sunt Florentina Loredana Dalian și voi citi un scurt text din Cartea a 11-a poruncă ca răspuns la provocarea lansată de Biblioteca Vea Urechea din Galați. Mereu alți călători. În gară, mereu alți călători. Același ceas cu limbile strâmbe, măsurându-le trecerea. Admir cu nesați culorile toamnei și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Știu eu pentru ce. Lângă mine, orbul poftează. În ce culori vezi tu, omule, toamna? Câinele îi se lipește de picior, trecându-și capul de sus în jos și de jos în sus, într-o mângâiere pe care doar aceste ființe știu să o dăruiască. Orbului pune mâna pe cap, mângâindu-l la rândul său. Deodată zâmbește și îi se adresează consolator cu ochii în gol. Lasă, Bobică, e frumoasă viața. Bobică dă din coadă și își depune botul pe mâna stăpânului într-un gest aprobator de recunoștință. Îmi sosește trenul. Mă ridic, neștiind ce ar trebui să fac. Să-l întreb pe vecinul meu de scaun dacă vrea să-l ajut, să-i spun la revedere sau să plec, prefăcându-mă că nici n-am stat lângă el. În fond, nu mă văzuse. Dar orbii posedă un alt fel de vedere. Doar noi, cei sănătoși, suntem atât de trufași încât ne imaginăm că deținem adevărul absolut. Mă rog, vorbesc în dreptul meu. Ca și cum mi-ar fi ghicit gândul, simțindu-mi ezitarea, îmi strigă când deja mă depărtasem. Mergeți liniștită la tren, că noi ne descurcăm. Bobică o ia înainte responsabil. Merge sigur de sine 2-3 pași, apoi se oprește uitându-se înapoi, așteptând să fie ajuns din urmă. Apoi pornește iar. Își conduce stăpânul exact prin locurile de trecere pentru traversarea căii ferate. În ușa trenului urcă, așteptându-și prietenul în capul scării. Apare șeful de tren și răspunde că animalele sunt interzise în tren. Nu mă rabdă inima și îi arăt, la o ușă mai încolo, niște animale îmbrâncindu-se. Ridică din numeri. Ce vreți, doamnă? Regulile sunt reguli. Și apoi animalele alea și-au plătit biletul. Sau șpaga. Ce contează? Asta era? Cât costă? Întreb. Ce? Biletul de tren pentru câine. A, nu costă nimic. Dar nu înțelegeți, nu e voie și gata. Și dacă totuși cineva se urcă însoțit de animale și îl prindeți? Amendă. Cât? 100 de lei. Poftiți amenda și lăsați-l să urce. Du-te cu coană de aici, dacă am supracontrol, ce mă fac? Dacă te nășteai orb, ce te făceai? În timpul parlamentărilor mele cu nașul, doi țigani se coțopeneau să urce un sac, din care se auzeau guițături sfâșietoare. Îi arăt. Ei, regula care nu poate fi încălcată nu se aplică pentru toți? Mi-o retează cu enervare. Asta e altceva. Ăia se mănâncă, omul trebuie să mănânce. Ce să fac? Să iau hrana de la gură? Taci, că n-ai înțeles nimic. Bine că trăim să mâncăm. Vă rog, poftiți în vagoane. Trenul pleacă într-un minut. Se aude vocea șefului de tren, care dispare în vagonul lui. Îi spun orbului. Urcați, cu Bobică cu tot. Ce are să vă facă? Zâmbește trist. Mă poate da jos într-o altă gară sau, și mai rău, în câmp. Aici măcar cunosc locul. Am pașii numărați. Hai, Bobică, dă-te jos. Trenul nostru încă n-a sosit. Bobică, ascultător, coboară dintr-o săritură. Trenul se pune în mișcare. Pe scara vagonului, cu lacrimi în ochi, le fac cu mâna, fără să realizez absurdul gestului.
Bobica aleargă pe lângă tren în sensul de mers, conducându-l cu lătrături. Omul îi urmează încet, pipăind atent cu bastonul. Înainte să prindem viteză, îl aud strigându-mi cu același glas optimist cu care îl asigura pe Bobică de faptul că viața este frumoasă. Vă mulțumim! Măcar ați încercat. V-ați născut prea devreme. Nu plângeți. Nimeni nu-i de vină că viața e așa cum e, că lumea se împarte în oameni și animale, în văzători și nevăzători. Altă gară, alți călători. Același ceas cu limbile strâmbe, măsurându-le trecerea, uneori nedreaptă.